Domnul Scopire, dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bărsănești, județul Bacău, din data 27 septembrie 2019. Domnul președinte, permiteți-mi să intervin puțin. Deci, ordinea este alta. Prima dată se aprobă procesele verbale de la ședințele anterioare, care sunt puse în discuție de secretarul de comună. După aceea se trece la proiectul ordinei de zi. Asta este ordinea. Dar totuși, permiteți-mi să fac această intervenție. Permiteți-mi să fac o intervenție, totuși. Din eroare, eu am spus la ședința trecută, am făcut alegerea președintului de ședință în afara normilor legale. Deci am dispus alegerea președintului de ședință pe o perioadă mai mare de 3 luni. Acum, conform lui codul administrativ, nu, e același lucru. Bă, acum am scos, uitați, am extras-o. Vi-l citesc dacă doriți. Deci, după declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, în temeiul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, care este încă valid, este valid încă regulamentul, nu a fost abrogat. Deci desemnează un președinte de ședință, numai puțin dacă îmi permiteți, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele Consiliului și semnează hotărârile adoptate deja. Președintele de ședință se alege prin vot deschis. Bun. Acum. Consilierul local ales în condițiile alineate 1, care am citit mai devreme, poate fi schimbat din funcție la inițiativa cel puțin unei treimi din numărul Consiliului Local în funcție prin hotărâri adoptate cu majoritate absolută. În cazul ăsta care a avut un incident domnul Vici. Deci nu, nu că am treabă cu domnul Vici. S-a întâmplat dumnealui speța noastră acum. Deci, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierului local, am făcut această propunere în ședințe, de rândul acesta este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate, care conduce ședința respectivă, doar atât. Președintele de ședință ales, el rămâne valid pentru cele 3 luni, chiar dacă nu a participat. În condițiile în care acest lucru a expirat, această perioadă a expirat, trebuie ales un alt președinte, dar nu consecutiv același președinte de 2 ori, adică 6 luni, nu se poate, este împotriva legii. Nu este o problemă din punctul meu de vedere că poate să rămână oricine. Problema este următoarea. Este o nulitate de ordine publică, doamna Sfântă, să înțelegeți mai bine, ce dacă se încheie anumite acte în această formă, sunt lovite din nulitate. Sunt lovite din nulitate. Deci, pe punctul de vedere, este nicio problemă. Dar văd aici că avem depus în discuții proiecte europene, văd că avem depus în discuții pe proiectul ordine de zi de astăzi și alte chestii, bugetul local și așa mai departe. Și mă tem, vă rog consilierii locali să facă o propunere, încă din acest moment să înlocuim președinții, că așa este legal. Deci, această normă este prevăzută și în articolul 5, alineat 1, din regulamentul Consiliului Local, care este încă valid, acum s-a schimbat legea. Asta vreau să spun. S-au abrogat toate legile administrației publice locale prin ordonanța 57 din 2019, care se cheamă codul administrativ. Toate legile s-au abrogat. De asemenea, trebuie avut în vedere. Cu această ocazie, doamna secretar, aduc și eu în discuții și alte lucruri. Trebuie modificat și regulamentul Consiliului Local. Trebuie modificate și aceste rapoarte de avizare, că dacă sunt în documente. Așa, trebuie așa. Și toate cele care, toate celelalte acte care face referire. Am văzut și în anumite proiecte de hotărâri se face încă referire. Bine, din eroare, îmi dau seama că din eroare, primul proiect de hotărâri, dacă cum mi-a fost comunicat mie acasă, prin rețeaua electronică, să vedeți că primul cu inventarul este întocmit pe legea 215 a administrației publice locale, care este abrogată în momentul ăsta. Deci, celălalt am văzut că le-ați spus. Asta este, da, da, este eroare din redactare, sau să zicem, în condiție de formă. Așa. Și este abrogată legea în momentul ăsta. Nu putem aproba un proiect de hotărâre pe o lege abrogată. Da, m-am concentrat foarte mult pe conținut și am pierdut din vedere temele. Da, de asta am vrut să aduc în discuție și eu. Nu am fost la curent la ședința trecută cu toate emoțiunile, de asta am adus în discuție acum, că posibil să ne lovim din nulități. Și este păcat. Ați făcut foarte bine. Este păcat. De aceea cer Consiliul Local, este până la urmă, este o normă de ordine publică, așa se cheamă, da. Și dacă este încălcată, repet, poate este nulă, orice act este nul, să se aleagă un alt președinte de ședință, încă din momentul acesta să ocupe funcția președinte de ședință. Mulțumesc. Păi dacă tot a fost domnul Blănaru, îl propun pe el ca să-și facă mandatul de 3 luni. Începe din septembrie, termină noiembrie. Asta e mandatul de 3 luni. Da. L-a suplinit din Bonovici, nicio problemă. Asta e, așa a fost ales. Hai, nu, supuneți la vot. Nu.
Supunem la vot. Supunem la vot. Împotrivă abținerea? Haideți, domnul președinte, domnul Bănaru, da. Nu avem probleme. Legiuitorul a făcut o altă precizare. Să pentru el, dar nu se specifică că nu poate fi realizat de haide să trecem atunci. Haideți să trecem la ordinea de zi. Să supunem spre aprobare procesele verbale. Sunteți de acord să le aprobăm în grup toate trei sau fiecare separat? Dacă sunt de făcut, dacă sunt, vor să facă contestare. Toate cele trei procese verbale spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumim. Atunci trecem la ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Domnule consilier, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 138 din 23.09.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești în data de 27 septembrie 2019. Propunerile 13. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Bârsănești-ul Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții modernizare drumurilor locale DC158 Comuna Bârsănești-ul Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 1.500 de lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu cetățeanul N1 care refuză respectarea prevederilor legale cu privire la disciplina în construcții. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului achiziție de dotări în vederea valorificării tradițiilor locale din Comuna Bârsănești de Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2019. Punctul 6. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul Comunei și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, privind ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului primar pentru a puneți la vot. Puneți la vot. Scuze. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Bârsănești-ul Bacău. Consiliul Local al Comunei Bârsănești-ul Bacău aprobă inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Bârsănești-ul Bacău conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Consiliul Local al Comunei Bârsănești-ul Bacău aprobă modificarea, completarea datelor tehnice privind drumul sătesc strada Mănăstirii, înscris în poziție de inventar numărul 6, drumul sătesc strada Mihai Eminescu, înscris în poziție de inventar numărul 16, drumul sătesc strada, înscris în poziția de inventar numărul 19, toate acestea drumuri sunt înscrise în capitolul lista, drumurilor sătești și a drumurilor comunale, satul Caraclău, din inventarul actualizat al drumurilor care aparțin domeniul public al Comunei Bârsănești Bacău, conform anexei care face parte integrantă de ordinea hotărârii, în conformitate cu măsurătorile rezultate din schițele cadastrale. Articolul 2. Bunurile înscrise în anexă nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, cele care reglementează regimul imobilor relativ abuziv, preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt întrebate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile Consiliului Local adoptate anterior cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Bârsănești își încetează valabilitatea. Articolul 4. Se mandatează domnul primar Botezatu Gelu să întreprindă demersuri legale împreună cu autoritățile competente pentru înlocuirea anexei numărul 16 la hotărârea Guvernului numărul 1347 pe 2001.
articolul 5, prezenta hotărârii se comunică prefectul județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, primarul Comunei Buzăreni și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuție? Da, o mică precizare. A văzut că, deși nu așa cum că figurează pe inventarul nostru, drumul cu principalul nostru, Emanuel Cioca, deși încă... Păi nu, încă nu s-a făcut demersul de la... Păi tocmai că nu s-a făcut demersul, el figurează în inventarul nostru. Da, figurează în inventarul nostru și a figurat întotdeauna. Da, s-a descoperit legal că nu este la noi. Dar noi sperăm, ei s-au făcut cadastru, s-au făcut tot, chestia, au găsit mici diferențe exact ce se întâmplă acum cu drumurile noastre de la Caracol. Deci, din măsurătorile care au fost făcute acum ani în urmă, iese o suprafață mai mică decât a ieșit la cadastru. Și acum trebuie să regleze și ei în, la Silvic acolo, să bată cadastru cu suprafața de, care era din măsurătorile vechi. Deci, cadastrul este făcut, tot. Atât singurul lucru, ca se poate intabula, trebuie să facă reglajele și cred că trebuie să facă și la ei niște comisii, nu pot să-mi dau seama. Deci, am fost, am vorbit, urmează cât de curând să, să regleze chestia asta. Alte discuții? Mă mai înscriu eu, domnul președinte. Deci, am lecturat procesul de, proiectul de hotărâri, cap-coadă. El este, deci are niște vicii de fond, zic eu așa, niște. În primul și în primul rând, este viciat sub aspectul prevederilor articolul 21. Poți să spuneți, doamne? Chiar aliniatul 1, doamna secretară. Prevederea articolului, de fapt, inițiator este domnul primar. Prevederea articolului 21 din legea 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia a fost abrogat prin ordonanța din guvern 57 din 2019 privind codul administrativ. Deci, în condițiile de față, nu este de aplicare acest proiect de hotărâre pe baza acestui articol. Deci, eu rectific, m-am spus, m-am concentrat foarte tare pe conținutul... Are vicii de fond. Are vicii de fond, doamna secretar. O altă problemă pe care vreau să o pun în discuție, spun în conformitate cu dispozițiile ordonanței din guvern 57, deci, mă refer, codul administrativ, haideți ca să nu mai tot repet ordonanța de guvern. Codul administrativ, așa este denumit generic. Spune așa că la inventariarea bunurilor, deci toate bunurile aparținând unităților administrative teritoriale sunt supuse inventariării anuale. Autorității deliberative, care este Consiliul Local, îi se prezintă anual de către autoritatea executivă, primăria, un raport asupra situației gestionării bunurilor. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul al unității administrative teritoriale se întocmește și se actualizează, deci subliniez, de către o comisie special constituită. Aș vrea să știu și-o care e comisia care a întocmit acest inventar. Procesul verbal al comisiei, îl vreau și eu să-l văd. Doamna secretară, avem lege care este de aplicare în acest moment. Da, într-adevăr. Stați un pic, haideți să o luăm... Haideți, haideți. Îl dezbatem pe da. Capitolul. Da. De acord, în haideți. În măsurătorile vechi au fost măsurători vechi, da? Da. Acum noi cadastrăm drumul. Nu, dar eu nu discut. Acum eu nu discut despre... Ajung și imediat și la terenul. Eu discut ca și formă, ca și condiții de fond și formă a întocmirii inventar, și actualizării inventarului comunii. Nu, n-am ajuns încă la terenul. Eu vor ca general. Deci... Trebuie să fie o comisie ca acest inventar să fie adoptat și valid. Avem nevoie de o comisie constituită la nivelul primăriei, prin care trebuie să ne prezinte bunurile și să ne certifice chestiuni care sunt prevăzute în articolul 289 din codul administrativ. Trebuie să ne certifice această comisie. Vreau și un proces verbal de la această comisie ca să ne certifice ceea ce au constatat în teren. Bine, mai dar astea constatări sunt în baza ridicărilor topo făcute de către o firmă de cadastru. Deci așa mai am. Da, am văzut. Da. Deci nu e făcut de noi, de camul noi. Îi dau deci, îi dau numele, domnul Vici. SCE, AIE, C, consulting. Uitați, aici e tot materialul. Nu ai acolo. V-ați spus schițele la prezență. Dar stați un pic, că nu mi-am terminat opinia. Permiteți-mi. Și această firmă a întocmit anumite poziții, și o să vi le dau imediat, le-a întocmit eronat multe din, din domeniul public. Le-au întocmit. Deci firma AIE, C, a preluat inventarul și a verificat, nu s-a făcut cu măsurători. Măsurătorile sunt valabile cele efectuate de firma de cadastru. Deci noi, acum, în urma
măsurătorilor făcute de firma de cadastru, a dedicărilor Topo, s-a constatat că inventarul, cum a fost el măsurat acum ani, în urmă, nu știu câți ani, când a fost el, nu corespunde suprafețele. Nu, vă rog să faceți precizare și să punctați doar pe drumurile astea de la Caraclo, acolo. Păi atât, că ele este acolo. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Citiți, vă rog, proiectul de hotărâre și să veți observa când, deci, la data intrării, la articolul 3 din proiect, articolul 3 din proiect, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, da. Hotărârii Consiliului Local adoptate anterior cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Bârsănești își încetează valabilitatea. Da, deci eu astăzi, eu așa, într-o formă, de... dați-mi voi, într-o formă cosmetizată, noi astăzi însușim acest inventar care este trecut. Toate bunurile publice ale comunei sunt trecute în el, în afară de drumurile de la Caracol, care trebuie să le dezbatem separat, o să fim și cu propunerea imediat, așa? Trecute toate bunurile comune și avem situații de litigiu pe bunurile publice. Și azi ni se dă să votăm tot inventarul domnului. Dar nu se votează, a fost un viciu de redactare. Nu, deci noi, dar ce se face dacă vă uitați acum nu la ce aplice? Deci nu ați spus în discuții doar bunurile de la Caracol. De ce? Păi alea nu sunt probleme. Alea sunt probleme. Alte probleme nu sunt. Și de ce nu se prezintă tot inventarul? Să-l adoptăm astăzi. Dar nu spune că tot inventarul. Ia uitați-vă, ia uitați aici la articolul 2. Consiliul Local al Comunei Bârsănești de Țocacou aprobă modificarea și completarea datelor tehnice privind. Drumul la articolul 3 se abrogă, domnul Vici, la articolul 3 se abrogă orice alte dispoziții ale inventarului comunei până acum, care au fost stabilite până acum. Și rămâne valabile cele care sunt trecute acum aici. Așa este în articolul 3. Dar așa și este. E corect așa. Da. Păi la mine, eu zic din punctul meu de vedere că sunt în situații eronate. Nu e adevărat. Pe măsură așa. Ce intervin măsurătorile Topo și ridicări. Peste tot? Noi așa mai făcut? Deci nu-i prind. Că nu avem de unde să le luăm. Nu am actualizat. Domnul primar, haideți să nu mai luați prin învăluri. Eu îmi dau seama că așa. Domnul Miron, nu facem învăluire. După așa ați mai aprobat chestii de genul ăsta și ambulanța. Deci la inventarul comune, așa cum ați spus. Nu inventarul, deci drumurile respective. Reactualizare, domnule, nu poate deci, să păi și dacă este reactualizare, doamnă, s-a reactualizat tot inventarul, nu numai drumurile de la de acolo care ați spus în discuție. Au actualizat cu astea 3 puncte, 1, 2, 3, citiți. Dar ați citit proiectul de hotărâre în hotărâre? Păi și da, citiți-l, doamnă, încă o dată, vedeți ce scrie în el. Așa se procedează de fiecare dată când intervine, actualizare prin modificare. Așa, și când la, deci următorul inventar o să fie la anul și noi ne-l însușim anul ăsta așa cum este ăsta prezentat. Și am probleme la acest inventar, să dați-mi voi, la clădiri, la capitolul clădiri din satul Bârsănești. Nici acum nu se rezolvă niciodată și cred că nu se rezolvă niciodată. Ce faceți cu clădirile? Conform raportului de evaluare a evaluatorului autorizat au fost trecute. Ce facem cu clădirile astea care sunt ocupate în mod abuziv, doamna secretară? Ce mod? Stați așa că vă spun acum. Explicați-mi și mie punctul 19 din capitolul clădiri publice din satul Bârsănești. Da, citim. Teren curs construcții situat între avea satului Bârsănești, o suprafață 824 metri pătrați, la nord Stanciu Răducu, la est drum județean 116. Da, la nostru. Și o să-i facem o servitute de trecere și de ocupare. N-avem ce face. Serios? Din bunul public? Din bunul public? Nu. Eu vorbesc de acel... Da, știu la ce vreau. Așa, avem contract... Deci avem probleme cu situația... Doamne, avem contract de vânzare, cumpărare din anul 1907 de la un proprietar. Avem sentință de definitivă a judecătorului. Nu s-a pus în executare nici acum. Aici, în proiectul de hotărâre, îmi scrieți că acest în inventar cum nu fac parte, deci nu sunt litigioase. Ce propuneți? Concret, ce propuneți să se întâmple? Ca să se inventează situația. Îmi cereți mie din anul 1992, nu, până în prezent, îmi cereți mie ce să fac? Sunteți autoritate executivă. Aveți o propunere concretă? Cum adică dacă am o propunere concretă? Adică de ce n-ați avea? Ați fost, vi s-a comunicat de la judecătoria Onești să puneți în executare o sentință. Sunteți autoritatea... Nu mă interesează. Sunteți autoritate executivă, puneți-o în executare. Așa cer dispoziție. Dacă nu, comiteți infracțiunea de abuz în serviciu. Eu nu eram acolo când nu am pus în executare hotărârea. Eu v-am spus. Cel care nu execută, scrie, vă spun că o să vedeți răspunderea materială care este și în
în codul administrativ. Răspundeți penal, civil, administrativ sau pecuniar pentru, pentru neîndeplinirea condițiilor. Deci terenul al nostru, punct. Deci este normal să fie trecut acolo. Cum e al nostru? E al nostru. Ce, ce efectuați pe acel teren? Nu efectuăm nimic. Este casa altei persoane. Pe altul terenul ce efectuăm? Da. Deci este casa altei persoane. Deci, am spus, din punctul meu de vedere, acest inventar care noi astăzi trebuie să-l, ne l-a spus să-l votăm, este viciat, se află într-o situație litigioasă, iar din punctul meu de vedere, eu propun ca să nu se adopte. Faceți fiecare convenție. Atât am avut de spus pe noi. Alte discuții. Da, dacă următoare să vedeți că nu este suprafața de 1000 mm la teren de la bine. Deci când o să măsoare, am înțeles că e treptat să, să măsoară, o să modifice. Da. Eu unul l-am măsurat pe ala. Eu unul l-am măsurat furnieta pe ala. Nu mai țin minte cât are, dar nu are 8000, vreo 6000. 6000 și un pic, 6200 m-a zis, cam așa ceva. Dacă îmi facem cadastru, să reiese cât... Să vedeți. Înțelegeți o chestie, terenul e foarte mic. În cadastru, când s-a scos din, din registrul agricol, știți că suprafața aia de teren este scos din, din terenul agricol. Atunci, da, atunci la... s-a făcut pe suprafață mai mare scoaterea, dar terenul în sine are vreo 5.000 și ceva sau 6.000 de metri pătrați. Exact. Deci eu nu știu exact. La asta vă refer eu, că da. L-am măsurat, da. Dar da. Nu știu cum să specific. Adică tu spui că e mai mic? Să înțeleg. Adică... Ce mai da, deci ca suprafață. Terenul teren, efectiv, teren util. Adică util de fotbal, cum ar veni, teren de sport. Vreo 6.000 sau 6.000. El e vreo 6.000 și ceva de metri. Deci are 45 de metri și e posibil 90. Să fie și așa, a fost scos din, din izlagul suprafață mai mare, da. Dar s-a amenajat. Da, dar da. Suprafața din cadastru, care este făcut în 2007 sau nu știu când, este de 8.000 și ceva de metri. Dar cu tot cu rupturile alea, ce e acolo? Bine așa. Da. Da. Dar el, ca suprafață utilă, 6.000 și ceva. Eu vreau să completez-o puțin la ce a spus și domnul Petru. Domnule, am văzut și am uitat să fac propunerea. Eu propun ca să dezbat ăsta, inventarul ăsta, pe capitole și separat pe articole. Aș dori ca să se scoată pentru cele drumurile din care acolo să le votăm separat, iar restul să-l discutăm separat. De asemenea, am observat că a fost la constatarea celor care s-au dus acum să măsoare, a ieșit o anumită suprafață de teren, deși, cum ați explicat dumneavoastră anterior, a fost o altă suprafață mai mare. Mai totuși, mai și o întrebare. În cazul în care suprafața din inventarul domeniului vechi, care a fost, este mai mare decât rezultatele măsurătorilor în teren, da, de către echipa de, de cadastru, nu există. Deci nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Nu. În momentul când e mai mică, OCPI-ul cere să fie cel puțin mai mică ce? Suprafața constatată sau existentă? Nu, trecută în inventar. Deci suprafața din inventar. Din cea existentă. Din cea existentă. Da. E mai mică, dacă așa, atunci sunt probleme. În rest nu sunt probleme. Da. Din cauza că măsurătorile de atunci au fost făcute cum au fost cu ruleta, dar nu se poate compara cu măsurătorile GPS care sunt alimentare. Bun, se presupune că așa. Deci, eu aș face o propunere ca să se scoată articolul, ca să votăm separat din inventarul comunei, cu privire la drumurile care privesc satul Caracloș, cu celelalte, la fel, propun să se dezbată pe capitole, pentru că este tot mișelonat. Păi, dar eu cred că asta și fost hotărârea, așa zic. Deci de asta, la articolul 2 acolo spune drumurile, drum să fes, drum să fes, drum să fes. Deci la celelalte nu facem referire. Domnul să face. Puneți spre aprobarea asta, propun așa, cum a propus domnul. Da. Spuneți la vot propunerea, când ești domnul președinte. Să modifică punctele. Cu tare. Cu privire la drumul de așa. Și spune pozițiile. Dacă știm, pe propoziție. Felix, dacă știm hotărârea, spune exact punctele din inventarul public, care le votăm azi. Pozițiile. Nu trebuia să lăgăm acolo modificarea roșu. Nu puteam să fac. Nu trebuia să lăgăm de toată anexa, care după pot arăta unde au suprim modificări. Domnul Lasă, eu zic că cel mai bine așa, aprobăm modificarea la drumul de respectiv. Restul, în forma aprobată
anterior. Mai bine o completare, ca să vă fac și mai explicit, doamna secretară și domnul stimați. Mai bine încă o dată cu completarea. Deci, încă o dată spun, articolul 289 din Codul Administrativ spune că toate bunurile aparținând unităților administrative teritoriale sunt supuse inventarierii, subliniez, anuale. Când facem inventarul comune? Păi s-a făcut anul trecut în octombrie. Bun, anul ăsta când îl facem? Păi trebuie făcut până 31 decembrie. Până 31 decembrie. Deci ăsta nu este valabil care este astăzi pus aici. Păi cum să nu fie valabil dacă nu s-o dat până la urmă? Și el e valabil în urmă. Este dat până la următoarea evaluare. S-a pus în discuție inventarul anul trecut în octombrie. Bun, anul ăsta. Când discutăm inventarul? Adică e valabil astăzi sau mai... Domnule, dar aici spuneți spune este actualizare inventarului. Consiliul Local al Comunei Vârsănei, județul Bacău, aprobă modificarea și completarea datelor tehnice privind drumurile respective și undeva scrie și poziții. Iar nu m-am făcut înțeles. De domnule, toate bunurile se supun inventarierii anuale, în fiecare an. În baza unei comisii de inventariere. Deci în fiecare an se inventariază bunurile. Anul trecut am făcut inventariarea în octombrie. Din ceea ce susțineți conducerea primăriei, care o susțineți toți, nu astăzi votăm acest inventar care ne l-ați prezentat. Nu! Nu! Astăzi... Nu mai pozițiile! Întreb aici și vă rog frumos să-mi răspundeți. Când discutăm despre inventarul actualizat? După ce facem actualizarea? Da, când? 31 decembrie. Păi până la 31 decembrie vreau să spun să săptămâna viitoare. Ce răspuns așteptați de la mine? Aștept un răspuns, știu și eu, că eu ce e cum ne... Păi când vreau să chiar din nou evaluator. Deci că de asta nu vreau să ne... să veniți așa prin învălure sau să prin anumite chestii. Și să... Lăsați-mă să... Trebuie să rog până la 31 decembrie. Dați-mi voie să explic, mi-ați dat voie să explic, da? Am aici inițiator de proiect, spune că îmi aduce așa și mă trezesc după aia că nu se mai pune în discuție inventarul comune și mă trezesc la anul, păi stai că l-ați votat anul trecut. Că așa se face, nu? Nu! De ce vorbiți? De ce vorbiți? De ce vorbiți așa dacă nu s-a făcut niciodată? Acum ați votat inventarul actualizat? Anul trecut, de când sunt în Consiliul Local, doar anul trecut s-a fost în discuție inventarul. Așa s-a întâmplat. Așa. Cu 2 ani înainte nu l-a spus în discuție. Nu, era anual, vară. Vă arăt legea veche, dar... Bun, aduc legea veche. M-am zis, la ședința următoare vă aduc legea veche și vă citesc. Nu, în afară de asta, te scrie și poziția. Inventarierea. Da, uitați aici. Deci spune așa. Drumul să vezi strada Mănăstirii înscris la poziția de inventar numărul 6. Drumul să vezi Mihai Eminescu la 16. Drumul să vezi la 19. Atât! Și dacă ne uităm în față, spune și diferența de metri. Bun, haideți că ne încindem până mâine dimineața. Deci, se supune spre vot exact ce a citit domnul viceprimar. Cele trei străzi, atât. Actualizare, inventare și trecerea lor în poziția de inventar. Domnul președinte, nu s-a votat propunerea doar pentru cele trei. Votați întâi propunerea ca să putem să adoptăm punctul ăsta, articolul 1. Dar așa sună hotărârea. Așa sună hotărârea. Așa sună hotărârea. La asta se referă. Că dacă era tot inventarul, nu mai spuneam străduțile astea. Spuneam, domnule, se aprobă inventarul. Erau trecute deja în poziție. Da. Așa cum noi trebuie să le aprobăm cu astea, să le trecem în poziție. Deci atât s-a aprobat astăzi. Inventarul rămâne același. Domnul președinte, dar e greu să propuneți treaba asta. Să pun spre aprobare. Cine este pentru? Nu vă propune rața și storață. Haideți să vedem. E deja sună așa. De ce? Încheiem discuțiile. Dacă ce deci cu adevărat, și vezi că asta, la asta se referă. Deci nu se referă la altceva. Nu se referă, aprobăm tot inventarul cu modificările lui, sau dacă le are sau nu le are. Aprobăm pozițiile, poziția 6, poziția 19 și poziția 16. Deci, ce-am înțeles eu, este inventarul tot plus cele trei poziții. Păi da, dar acum ați văzut că aveți metri pătrați, aveți tot ce trebuie. Doamna, dar eu nu știu, cum mai putem aproba o dată inventarul dacă noi l-am aprobat acum anul în noiembrie? Ce de cum e să practificați? Nu trebuie să-l aprobați anul. Anual. Noi avem nevoie de astea urgent ca să se poată intabula drumurile astea și când facem reactualizarea din noiembrie, octombrie, oricum octombrie nu cred că reușim, noiembrie, decembrie, facem iar reactualizarea în decembrie sau noiembrie, dacă e posibilitate, facem exact o reactualizare. Dar acum noi schimbăm numai pozițiile astea. Ce le schimbăm? Ce schimbăm? Că le mărim suprafața. Le trecem în poziție. Nu că le mărim, le facem reale. Poziții.
Asta e realitatea, măsurată după cadastru. Dar poziția la inventarul ăsta, vă rușa sinceră, era tot în urmă. Nu, ăsta de suprafață mai mică. Era o suprafață mai mică. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Și aici păstrează, de fapt, poziția care e acolo. Poziții tot, nu se mărește suprafață. De asta după pisat. Nu se mărește, se face reală. Să avem bani, ca să se leagă. Mai facem 2, 3, 4 uliții. Asta e ca să înțeleg la fiecare ce trebuie să aprobăm, întotdeauna să avem probleme, de genul ăsta. Păi, dar asta e situația, nu avem ce face. Sigur, e măsurători exact că de vedere ce vedea asta. Dacă ar fi fost indicat ca să eliminăm orice dispută și orice nemulțumire, ar fi fost indicat. Aici când a scris în articolul 1, aici a spus că s-a aprobat conform anexei care face parte integrantă, ar fi putut puncta punctul 1, 5, 10. Dar scrie-mi 2. Scrie-mi 2. Scrie-mi 2. Fii atât în anexa în roșu. Ca să vă dați seama. Și vedeți că la articolul 2 scrie punctat. Am ajuns la concluzia că trebuie să analizăm inclusiv aproape gramatical înțelesul textelor. Punctul 2 este clar pentru toată lumea. Consiliul Local Comunei Bârsănești aprobă modificarea și completarea datelor tehnice privind cele trei drumuri. Așa, și la articolul din față cu anexa cum rămâne? Păi dar ele nu fac parte din inventar. Ele sunt trecute în anexă. Nu sunt în anexă. Deci vor fi trecute în anexă. S-a făcut prezentare cu termeni generali în articolul 1. S-a făcut prezentare cu termeni generali. Și aici eu pot deduce că întreg inventarul pot deduce. Că întreg inventarul. Că aici așa spune. Da. Haideți să trecem spre... să aprobăm. Le supun spre aprobare proiectul așa cum este propus. Cine este pentru? Cine este pentru? Ce anume? Ce nu am înțeles? La proiect, la proiect, la proiect. Păi cum l-ați spus? Ca să știu că n-am înțeles. Exact. Așa cum este și părinte. Nu este trei străzi care le facem, mă. Pentru trei străzi, mă, asta, dar pentru vreo... Am trei străzi, dar am trei străzi, dar am trei străzi. Deci cine este? O abținere. O abținere împotrivă. Împotrivă. Abținere împotrivă. Și vreau deci, să menționez și eu. Deci este inventariere, actualizarea inventarului cu cele trei. Da. Deci nu am aprobat inventarul. Notați, doamna secretară, votul meu împotrivă, pentru că... Nu, stați puțin. Deci vă rog să menționați. Păi de trei ori tot spuneți. Știu de ce. Doamnă, lăsați-ne să ne spunem opinii. Nu mi-ați văzut să ne local. Deci, datorită faptului că normele prevăzute în proiectul de hotărâre sunt cu caracter general, și nu este stabilit pe puncte, efectiv, din anexa care e parte integrantă la proiect. Chiar așa a fost. Așa, vă rog frumos să... Da, chiar așa a fost făcut. Exact ceea ce dumneavoastră reproșați. Exact rog frumos, așa a fost făcut. Deci vreau să văd procesul verbal la ședință sau așa, să fie așa menționat. Vă rog. Nu e greu. Atât că tot timpul vorbim de rața restaurației. Da. O să vedem. Încheiem punctul 1, trecem la punctul 2, dăm cuvântul domn primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în modernizare drumului local, DC 158, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în modernizare drumului local, DC 158, Comuna Bârsănești, județul Bacău, prin renunțarea la lucrările de consolidare, corp, drum, lungime de 75 de metri liniar, motivat de contravaloarea lucrărilor de construcție în sumă de 2.856.895.000 de lei, fără TVA, care nu poate fi susținută financiar din bugetul local al Comunei Bârsănești. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei și va fi comunicată executantului lucrării SC Transcarpat SRL, doamnei Bălan Aurica, primarul Comunei Bârsănești și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Este vorba de porțiunea de consolidare de la doamna, știți acolo cu proiectul care este. Noi nu avem posibilitatea financiară, avem expertiză, avem tot. Dar tot ați deschis discuția, domnul primar, având în vedere că eu sunt și consilier pentru Brătești, am să cer permisiunea să iau. Dar lasă-l acum, domnul primar, să termin de explicație. Ați terminat? Trecem, când trecem la discuție, atunci vă rog. Noi nu avem posibilitate financiară ca să consolidăm acea zonă acolo. Avem o expertiză geotehnică,
Acolo trebuie să făcute coloane în sabat la 15 metri adâncime. Noi nu putem să susținem financiar această lucrare. Dacă aveam rezultate, făceam cu mare dată. Dacă credeți să valoarea lucrării? Da, vă cerești și domnul. În sprijinul proiectului de hotărâre, pentru aprobarea modificării indicatorului tehnicului economic pentru obiectivul de investiții în modernizare drumurilor locale și de 158 până la Băsănești de Țepacău. Având în vedere dispoziția de șantier numărul 1 din 27.05.2016, nota de constatare din 22.05.2016 al proiectantului și procesul verbal de control numărul 28.695.2119 și din 19.06.2018, emis de către ISC, s-a făcut o expertiză tehnică pentru porțiunea cuprinsă între kilometru 0 plus 580 și 0 plus 774 pe drumul local, poziția de inventar 29A. Prin această expertiză s-a constatat risc ridicat de alunecări de teren față de clădirile adiacente, atât în situația actuală, fără a interveni pe teren, cât și în perioada execuției lucrărilor de consolidare prin deschiderea unor săpături în zona drumului. Prezentând expertiza tehnică ca soluții găsite, proiectantul a întocmit centralizatorul cuprinzând cantitățile și cheltuielile pentru investiția de bază, valori ce reprezintă doar lucrările de construcție, deci fără alte cheltuieli, care ajung la suma de 2.856.895 lei fără TVA. În prealabil, însă sunt necesare fonduri în valoare de aproximativ 20% din suma mai sus menționată pentru obținerea tuturor avizelor impuse de lege pentru emiterea certificatului de urbanism, ulterior eliberarea autorizației de construire, executarea proiectului tehnic. Deci, în total, suma necesară estimată pentru efectuarea lucrărilor de consolidare la respectivul cort de drum se ridică aproximativ 3.428.274.000. Deoarece lucrările ce ar trebui efectuate nu sunt finanțate din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și făcând obiectul altul proiect de investiții, propunerea la renunțarea la executarea respectivului tronson de drum, deoarece contravaloarea respectivei investiții nu poate fi susținută financiar din bugetul local al Comunei Bârsănești. Discuție. Eu mă scriu dacă mi se dă voie. Da. Da. Deci, vreau să aduc la cunoștință faptul că observ aici în raportul dumneavoastră, domnul viceprimar, că această constatare, sau să zicem, cum a spus dumneavoastră, că această expertiză a făcut-o tot cei care sunt semnatarii proiectului. Nu. Nu. Dispoziția de șantier numărul 1 este a executantului, da? Da. Procesul verbal, singura instituție care este Inspectoratul de Stat de Construcție. Da. Atât. Este singura așa. Cealaltă la proiectantului, care iar am văzut-o aici undeva, aparține, am văzut când ne-ați trimis material, aparține SC Rut Construct. El este proiectantul. El a spus și această notă de fundamentare, am văzut. De notă de fundamentare făcută de el. Care au dat explicații pentru care noi astăzi trebuie să... Da, văd o sumă. Eu nu sunt specialist și nu cer ca să scot din bugetul local sau nu știu de unde suma de 34 de miliarde vechi. Nu. Nu cer lucrul ăsta. Problema este următoare care vreau să o pun în evidență. Proiectantul când a venit, când a preluat acest proiect, s-a deplasat pe teren, da? În notele lui de constatare și de fundamentare spune că datorită ploilor din primăvara 2016 nu se pot face lucrări. Am repetat și la alte ședințe. Aveți ceva, aveți înregistrate calamități din satul Brătești pe tronsonul respectiv de drum, prin care s-a infiltrat apa, a fugit terenul. Aveți aceste sesizări, reclamații? Deci astea vă spun eu. Astea le-au făcut doar ei. Noi am cerut, când am făcut atunci Comisia de Specialitate Juridică, am făcut o ședință separată, am cerut să veniți cu un expert care nu este parte în acest proiect. Văd că de ce nu s-a trecut aici? De ce nu s-a trecut? S-a evitat să se trecă. Noi am cerut să facă o altă expertiză, de un alt expert aleatoriu. Nu avem să nu mai vină același expert. Chiar acum văd și eu că nu-i trecut aici. Nu mi l-a dat pus bine la dispoziție, eu l-am întrebat. Avem două expertize, tot de acest lucru și dat. Nu apare nici pe materialul trimis prin poșta electronică. Nu apare. Da, nu le-am. Deci sunt expertize făcute de la Iași, cu firmul de specială de geologie de la Iași, care soluția, exact aceeași soluție este dată și de firma de la Iași, singura variantă ar fi pe piloni.
Deci, bun, curat. Asta să zicem un nou proiect ca să fie, să se construiască. Da, da. Eu sunt indignat și din punctul meu de vedere cred că se încalcă ilicit, da. Este o încălcare ilicită a legii, sub aspectul că proiectantul care a făcut da. Proiectul inițial da. Trebuia să deplaseze în teren, trebuia să constate aceste aspecte și atunci când i s-a dat proiectul. Nu știu să vă dau acolo legea. Nu le-a constat. Există o lege prin care nu, nu, nu. Trebuia să constate pe teren. Păi da, pe teren, dar clar, în anumite situații dacă mă mai lăsați puțin să continui. Dacă mă mai lăsați puțin să continui. Deci abia când se la data când a aderat la acest proiect sau când prin achizițiile publice dumnealui s-a repartizat întocmirea proiectului, a primit niște bani. Din bugetul local. Da. Nu de la PNDL și nici din nicăieri. Da. Din bugetul local. Da. Pentru studiile DALI și SF. Da. Ce se întâmplă cu banii aia și el? Acum lucrarea nu mi-o face. Ce se întâmplă cu acei bani care a preluat? Mi-a preluat bani, nu-mi face lucrarea, mi-a făcut un proiect care este deficitar și acum trebuie să reducem proiectul, hai să spunem concret, cu vreo 400 de metri. Cam așa vine. Da, da. Păi cum adică? El a fost plătit să ducă, sunt costate pe teren și acum a constat, păi stai așa că nu mai sunt de acord cu ceea ce am constatat inițial. Cum vine treaba asta, domnul Vecea? Eu zic din punctul meu de vedere că îmbracă o formă ilicită și cred că ar trebui sesizate ăsta, cum se spune, auditul intern și chiar instituțiile penale. Eu așa zic, din punctul meu de vedere. Eu așa zic. Banii au fost dați din bugetul local. Noi am dat bani ca să ne se facă studii, DALI, SF și ce mai indicatori tehnico-economici, etc. Dacă citiți legea, v-am spus, este... Citeți legea. În primul rând, el trebuie să-și justifice. Singura justificare, permiteți-mi, singura justificare a proiectantului a fost s-au acumulat ploile din primăvara anului 2016 și nu mai putem face lucrări. Asta este constatare, domnilor colegi. Nu este o problemă. Vreți de asta, adoptăm proiectul. Dar să nu ne trezim și cu alte proiecte la fel, o să vedeți. Pentru că noi considerați că este un privilegiu al meu și eu sunt cel care revolt Consiliul Local, așa am observat la marea majoritate a dumneavoastră, dar o să fie de suferit pentru toți cetățenii comuni, vă spun eu. Pentru că noi, vedeți, Doamne, că ăla se crede deștept și nu știu ce, că asta mulți discută. Asta este. Eu, din punctul meu de vedere, v-am explicat. Ar trebui sesizat Comisia de Audit Intern, inclusiv instituțiile penale. Da, în faza care este, nu mai avem de scoate 34 de miliarde. E clar, nu se mai dă nimeni. Și nici prin alte programe de dezvoltare. Și a rămas un proiect care nu este gata. Dar nu a observat proiectantul, permiteți-mi să continui, că la punctul Ardeleanu din satul Brătești, pe strada Gheorghe Sion, s-a surpat malul. Acolo s-a putut construi, adică s-a putut turna asfalt acolo. Acolo a fost o problemă cu ploile și cu astea. Acolo s-a putut turna. Mai jos, cu 50 de metri, deja a crăpat drumul, s-a lăsat pe zona gabioanelor, dacă ați observat. Nu știu dacă ați fost. Fost drumul s-a lăsat, s-a crăpat deja și el este încă în garanție. Da. Încă în garanție, da? Așa. Acolo s-a putut construi. N-au mai fost probleme de alunecări de teren, nu mai fost probleme de infiltrații de apă, de ploi și așa mai departe. E problema acolo care nu a fugit. Eu nu sunt specialist. Bine, nu. Eu discut la nivel de Consiliul Local. Nu vă, Doamne ferește, eu nu vă vinovățesc pe dumneavoastră sau pe domnul Vioasa. Nu, eu e discut ca să... În momentul în care e, și-a spus mâinea să mă. Eu discut că văd că susțineți foarte acerb constatările unor, așa zici, proiectanți, sau mă rog, așa persoane care sunt, mă rog, în... investite și practic constatările lor lasă de dorit, vă spun eu. Da, ultima expertiză v-ați venit acum. În proiectul respectiv a fost prevăzute și prevăzute? Am înțeles. Da. Sunt, da, înțeles. Dar până într-o oră de bani. Deci 10% sau nu știu câte, mai puțin 10%. Da, dar totuși, tot acolo referindu-mă, din porțiunea care este pe partea proprietății Mihai Gic acolo, care este jos, știți, și este drumul Rambleu pe partea proprietarului. Da. Totuși, au parcurs o distanță de vreo 10-15 metri pe acel tronson. Acolo n-a mai fost problemă. E problemă un pic mai sus. Atunci au sesizat că n-au început să decapeze și să bată cu cilindrul. Ce să decapeze? N-au scos nimic. N-au scos nimic din drum. Nimic din terasamentul drumului. Este la fel cum a fost până acum terasamentul drumului. Cum n-au scos? N-au scos nimic din terasament. Cum? Se face
săpături, să facă și să... Am văzut și eu că au făcut niște găuri așa cu un escavator, au escavat puțin așa cu pupa și au făcut așa de vreo, aproximativ, să zicem, un metru au intrat undeva în marginea drumului. Da, au venit cu... Toată constatarea. Ai toată constatarea. Expertize. Au venit cu spetele de adâncime, au venit ca și cu oagea. Eu am spus și la... Dar scrie, dar nu l-am spus. Nu am spus și la alte ședințe. Acolo nu a fost problemă niciodată. Acolo nu a fost niciodată probleme cu alunecarea de teren. Niciodată nu a fost probleme acolo. Nu au fost, din câte știu și nu cunosc ca respectivii proprietari care locuiesc acolo să facă sesizări cu privire la alunecări de teren. Că nu s-au făcut niciodată. Nu s-au acordat niciodată despăgubiri sau ceva în sensul ăsta. Ca să vină cineva să-mi spună mie acum, nu știu, e legat, e cu sută cu ața alu. Noi am angajat specialiști. Eu nu m-am vinovățit pe dumneavoastră. Și eu, la rândul meu, când am întrebat și ce se întâmplă cu dacă fost, noi ne-am spus răspundere. Bun. O să dacă în cazul de construim, să dărâmăm tot noi nostru, dacă nu construim, tot noi nostru. Da, alte discuții. Supunem spre aprobare proiectul cinei. La când dați voi... Deci tot la proiectul ăsta care a fost, s-a făcut pe Brătești, să mai continuă lucrarea acolo ce a rămas la da. Post? Da, da. Mai sunt niște... Probabil și acolo fugi teren, fugi... Păi, dar ați văzut ce lucrări s-a făcut acolo. Păi, am văzut. Mă, este un pic și aproape negata. Am văzut. E mare rigol. Mare rigol și toarna spate. Am văzut că s-a turnat. Mai jumătate de rigol e făcută. Da, e dreapta, prima s-a făcut doar. În sus, mai e una. Mai este vorba de 200 metri, chiar. Da. E vorba că avem atâtea proiecte în derulare și sunt unii trezini cu aceleași așa. Poate unii, na, privesc cu oarecare reticență satul Brătești, dar să nu avem probleme și în alte sate, cu aceleași lucruri. Nu am privit cu reticență. Știu că domnul primar a fost mai în fiecare duce... Da, n-ai ce face, altfel nu poți să faci nimic. Nu stai de capul lor, nu faci nimic. Asta e situația de fiecare. Chiar am văzut personal când trece. Așa s-a ajuns să... V-a făcut cărare ducându-se ca să termine. Aceeași poveste și cu caracolul. Aceeași poveste. Deci zi de zi sunat, zi de zi stat după capul lor. Șase ani, ploaia aia nu era... Acum este un motiv la constructori că nu mai sunt oameni. Dar cine au alungat oamenii în afară ca să nu... Nu au fost plătiți oameni la timp. A plecat afară, asta e prea. Nu au alungat nimeni, dar nu-i de pasă. A luat grăbile și acum mai au oameni. Da. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Eu sunt împotrivă. Abțineri? Abținere, da? Deci se aprobă cu 11 voturi pentru, o abținere... Nu știu, că sunteți toți. Nu, nu, abținere și... Cine e abținere? Să mă contabilizează la voturile contra. Da, știu. Și abținere. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte... Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 1.500 de lei pentru reprezentarea intereselor luatelor răsănești în procesul cetățeanul NIM, care refuză respectarea prevederilor legale cu privire la disciplina în construcții. Articolul 1 se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică în valoare de 1.500 de lei pentru reprezentarea intereselor luatelor răsănești în procesul cetățeanul NIM, care refuză respectarea prevederilor legale cu privire la disciplina în construcții. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul financiar contabilitate și va fi comunicată primarul comunei Bistănești, instituției preferi județul Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Da. Aici este vorba de cetățeanul Ieneion, care a făcut o construcție ilegală și nu vrea să o demoleze. Care în spatele mele. Fără fundații. Nu a făcut așa o construcție. El nu vrea să se conformeze cu demolarea. I-am zis, s-a dat amendă, am luat-o legal, 10 milioane amendă. Tot nu vrea. E gravul acum să spune. Da, da. Asta e situația. Nu avem acolo. S-au deschis discuțiile? Da. Da. Discuție. Eu mă scriu. Ziceți, doamne Giurgescu, că era și dumneavoastră să vă cereați discuții. Nu, m-a întrebat. M-a întrebat un lucru. Da, poftim.
Deci este vorba despre un proces verbal de constatare a contravenției, domnul primar. Da. Constatarea a făcut-o o angajată din aparatul de specialitate al primarului. Da. Totuși, din punctul meu de vedere, nu a fost fundamentat îndeajuns această sancțiune, această măsură. Nu a fost documentată de către angajatul primăriei. Nu a fost documentată îndeajuns. Doar atât că s-a împocmit un proces de măsură. S-au dispus unele măsuri. Care este clar? Deci, demolarea edificiului. Dar avem părerea unui specialist. Vă spun. Vă rog. Deci, sesizarea a fost făcută către ISC, nu de noi. De altă persoană. Corect. ISC-ul da. Ne-a trimis adresă prin care ne-a spus să luăm măsuri, conform legii. Bun. Atât. Bun. Înseamnă că problema stă pe următor. În conformitate pentru un proces verbal de constatare a contravenției, din punctul meu de vedere, nu trebuie angajat un apărător. Se poate face o plângere contravențională prin care se solicită, de către, se solicită ca instanță să constate sau să facă ceea ce este stabilit în, ca măsură în procesul verbal de contravenție. De altfel, eu mi-am făcut, când mi-am făcut extras, după trebuie mai studiez și mai aprofundat și eu acest cod administrativ, spune așa, domnul primar, la articolul 109. Reprezentarea în justiția unităților administrative teritoriale se asigură de către primar sau de către președintele Consiliului Județean. Dar bine, asta nu e cazul. Primarul sau președintele Consiliului Județean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unității administrative teritoriale. Da, prevede în lege că există și această posibilitate a angajării unui avocat. Prevede și aici într-un într-un aliniat. Da. Nu există un aparat juridic în cadrul aparatului. Nu face specificații în legea asta. Nu, nu scrie. Nu, 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 nu. Inclusiv dumneavoastră. Deci, inclusiv doamna secretară, prin articole pe care le-ați invocat în proiectul de hotărâre, spune același lucru, că primarul stă și să reprezinte... Deci v-ați uitat atent la articolul 1, alineatul 2, 26? Acolo trebuia să vă uitați, ca să vedeți exact că eu în situația... Eu am problemat administrativ. Da, domnule, dar există lege specială. În deci, momentul în care cadrul avocatului de specialitate al primarului, nu există un compartiment juridic... Doamnă, pentru un proces verbal de constatare a contravenției, nu este necesar să scot din bugetul local 1500 de lei în condițiile în care trebuie să întocmești simplu o plângere contravențională și ai înaintat-o. Prin care poți să-ți exprime acordul că să se judece și în lipsă. Dar stai așa. Deci noi asta facem nu pentru contravenția care i-am dat-o. Facem să vedem, dă soluția să putem dărâma sau nu. Tot acea instanța nu constată acum. El va constata legalitatea procesului verbal, nu constată că dacă o demolează sau nu. Aia trebuie să impune alte documente, alte expertize, alte chestii. Păi noi asta avem. Că noi am trecut din s-a plătit amenda, dar nu e nicio problemă. Domnul deci, primar, s-a făcut referire în referatul de aprobare despre un proces verbal înregistrat la numărul 151 sau parcă așa reținut. Da. Nu discutăm despre nu știu ce expertize, despre ce nu știu alte documente. Discutăm despre un proces verbal care poate dispune niște măsuri pentru că acea persoană este împuternicită de primar să constate și în domeniul construcțiilor niște contravenții și niște sancțiuni. Legea aceasta este destul de clară. După ce se aplică contravenția, dacă respectivul nu respectă, se duce la demolare. Da, demolarea se poate face numai prin instanță. Asta vrem noi. Noi altceva nu vrem. Eu nu am spus să nu se demoleze. Iar să înțelege greșit. Păi da, pentru o plângere contravențională prin care îți cer niște drepturi în fața instanței, nu trebuie să scoți din bugetul local 1500 de lei ca să angajezi un avocat. În condițiile în care instanța tot va trebui să pășească la judecarea pricinii în diferite situații. N-avem jurist? Nu. Dar este semnătar aici. Consilier juridic am observat. În cazul ăsta, vă spunem mai tare. Da, de hotărâre. Am văzut că este... Da, dar asta nu înseamnă aparat specialitatea. Da, aveți competențe și în această materie. Nu ne mai primește. De când cu codul administrativ nu mai are ce căuta secretarul de comună în instanță. Dar nu v-am spus să vă duceți în instanță. Am spus să întocmiți o plângere contravențională pentru procesul verbal ca să nu mai scoatem niște bani din bugetul local, că practic avocatul ce o să facă? Îmi spune și mie ce o să facă. Același lucru care vă spun și eu. Întocmești o sesizare și instanța va păși la judecarea cauzei.
Dacă vreți, doamna secretară, vă ajut să facem o plângere contravenție, nu mai scoatem 1500 din cuvânt de loc. În lege spune cam asta, arbitrați, domnilor, dar eu vă spun cum spune lege. Deci eu plătesc amendă, dar putea să nu plătească, scrie așa clar. Instanța poate anula amenda, dar nu poate anula dispoziția de demolare. Nu poate anula nici instanța, că și e judec după lege, deci nu poate păi da, dar dispoziția anula... nu există deocamdată, dispoziția de demolare. Păi nu, deci, dar n-a scris în proces verbal? Ce? N-a scris. Păi da. Păi da. Deci, amenda, deci el putea să adreseze în instanță înainte de a plăti amenda. Și în lege scrie clar. Deci instanța poate anula amenda, dar nu poate anula dispoziția de demolare. Dar dispoziția de demolare cine dă? Păi, în procesul verbal. Nu. Vedeți că la legea 50, nu mai știu la ce articol, 39 sau numai care, spune destul de clar. În cazul în care respectiv persoana învinuită nu respectă legea, deci legea 50, se trece la autodemolare cu aprobarea instanței. Hotărâre judecătorească. Hotărâre judecătorească. Bun. Da, nu și trebuia că avem o altă procedură contencioasă și nu pentru procesul verbal. Dar nu știu care-i treaba cu procesul verbal, nu înțeleg. Îmi dați voi și mie să vă spun ce, da? Deci, dar pe domeniul lui, demolarea o face el, da? Nu, numai pe domeniul public demolăm noi, dar pe domeniul lui, nici... Pământul părinților... Vedeți că nici instanța... Stați un pic, o băgat primăria la înaintare. Pământul, domnul Vici, nu un pic, să vă lămuresc. Deci pământul este al unui băiat al lui, care e copil cu taiaș. Cu părinți. Sorin. Cu Sorin, da. În momentul ce o construi pe terenul lui Sorin, Sorin are dreptul să duc la instanță să te râme de acolo de pe pământul lui. Dar s-a făcut asta... De ce împinge pe primarul? Ei sunt la instanță, ei se spune că n-au nicio treabă. Dar noi, nerespectarea disciplinei în construcție e răspunderea noastră. Deci noi, ca primărie, dacă nu se respectă legea 50 cu... Deci omul ăla care a făcut clădirea trebuia să vină să obțină autorizație de construcție. Am înțeles. Neobținerea autorizației de construcție duce la amendarea și demolarea clădirii respective. Am înțeles. Demolarea se face numai cu aprobarea instanței de judecată. Deci numai cu hotărârea judecătorească. Atunci când îmi vedea la mine și poate. Clădirea aia când s-a făcut, demola... că era o relație bune, nu? Da. Și după aia s-a stricat. Bine, deci pe aici am spus tot. Nu, demolarea... Dar bine, asta nu-i treaba noastră. Demolarea... Dar vreau să spun că... De demolarea putea demola el fără să meargă distanță. Cum demolarea se face la aprobare? De demolat putea și o demoleze el fără să mai meargă distanță. Dar el... Dacă refuză, o semna că refuză, dar nu de la ce m-am spus eu. Deci, instanța nu are voie să anuleze ce, dacă a scris acolo demolare. Dom'le, dar nu e vorba de... Haideți să citim că dacă deci, citim, aia de e treaba. Haideți să vorbim până. Subsemnata Paisa Camelia, inspector tehnician urbanism, în capul Matei Bârsăniș, va aduc la conștiință că în luna februarie anul curent a fost întocmit un proces verbal de contravenție și sancțiune sub numărul 151 din data de 13.02.2019, privind pe numitul Ienei Ion, cu domiciliu în comuna Bârsănești, sat Bârsănești, strada Lucrător Vasile Pușcaș, care a ridicat o construcție fără autorizație. Deci, am început bine. Așa, fără autorizație de construire. Menționez faptul că procesul verbal a fost înaintat pentru... Așa. Ne-a rămas așa. Biroul taxe și impozite din cadrul primăriei Bârsănești, iar măsura de desfințare a construcției a fost dusă la finalizare doar pe jumătate. Deci noi vorbim de desfințare, nu mai avem treabă cu procesul verbal. Procesul verbal ne științează că am dat, deci am parcurs pașii cum ar veni. Prima oară i-am trimis un avertisment. Deci nu m-ați înțeles ceea ce am spus. Nu mă opun măsurilor stabilite în procesul verbal de contravenție. Nu mă opun la nimic în ceea ce s-a constatat. Mă opun la un singur lucru. Nu are rost să scoatem 1500 de lei din bugetul local ca să întocmim o plângere contravențională și să înaintăm instanțe de judecată. Asistență juridică atâta timp cât dumneavoastră ați spus cu ajutatul de doamna și tații țin pe oră.
Deci nu este necesar. În condițiile în care ne plângem tot timpul. Nu am bani de aia, nu am bani de aia, nu am bani de aia. N-am făcut zile comune, n-am făcut nimic și noi scoatem bani pentru ce? În condițiile în care am, și aici am prevăzut în lege și în codul administrativ abia aprobat acum în luna iunie, că și primarul poate să stea în justiție. Eu trebuie să plătesc asistență juridică pentru ce? Ca să-mi scrie un avocat o plângere contravențională și atât? 15 milioane de pentru atât? Pentru tot procesul, în cazul în care se va ajunge la... Ce să ajungă, doamnă, dar dacă odată ce e stabilită și există lege și v-a spus și domnul Vici, acum a citat, instanța nu poate să nu dea curs favorabil cum a, fost, cum a făcut agentul constatator. Nu poate să dea o altă soluție. Asta v-am dus și eu, asta scrie. Poate instanța poate anulată. Măsura sancționatorie. Măsura amiei, dar nu are voie să anuleze măsura demolării. Nu, domnul Petru, în felul următor. Nu se poate anula sancțiunea principală. Ia, deci, poate să o înlocuiască cu sancțiunea avertizment eventual ca să înlături măsura financiară sau pecuniară, ca așa se cheamă. Aia altul nu. Așa. Rămâne, deci poate să deci, în parte admite acțiunea așa și dă avertizment, dar menține măsura complementară a desființării, mă rog, construcții, edificiului și Dumnezeu. Măsura complementară oricum rămâne. Deci, nu o să facă instanța, nu o să vină să anuleze procesul verbal pe o constatare, prin lege și dacă procesul verbal îndeplinește condițiile de fel și formă. Nu se poate. Haideți să așteptăm. Deci eu, părerea mea este că în următor. Da, doamna secretară, nu doamna secretară, a citit legea și spune că dânsei nu-i mai permite. Iar primarul nu are nicio specialitate, nu are nimic și nu se poate. Doamne, dar iar am spus, iar ați înțeles altceva. Doamne, dar eu nu am spus să ducă doamna secretară în instanță. Eu nu am cerut lucruri. Doamna secretară întocmește, împunge și o semnează domnul primar. Chiar trebuie să vă dau ăsta tehnic. Nu are asemenea atribuție, domnul Miron. Cum să nu avem? Nu avem. Nu avem o parte. Deci primarul stă în justiție. Poate să întocmească ori... Am fost o săptămână de zile la instruire. Faceți cum vreți, eu vă spun așa. Nu știu ce am voi. Eu dăm legea, de fiecare dată se eludează legea, se ocolește legea, numai pentru că vin eu și aduc niște argumente. Nu-i adevărat. Specialiști la ea și la București, la urmă. Haideți să înțeleg. Rezolva problema. Haideți să înțeleg. Am discutat articol cu articol. Alte discuții. Supunem... Spre aprobare. Hai să încercăm varianta lui domnul Miron și dacă nu acceptă... Nu acceptă, nu am vorbit destul, am fost la urmă. Nu ai văzut cu domnul Miron de primară. Trebuie să ai un partid în jurul. Cine semnează din tocmai? Păi da, mă. Cine și-a semnat? Vedeți, știu chestii care trebuie trecute, păi dar... Întocmai și-a semnat treaba. Ce se întâmplă? Și chiar dacă avem control, de la omorții de copii, nu trebuie să ne măsim o cară. Nu putem. Problema e mai simplă. Întocmiți cine? Ce calificare aveți? Domn primar, ce calificare aveți? Ca să faci tocmiți. Aici nu este domeniul public. Nu. Pentru atragere, ce calificare aveți? Nu trebuie să fac bani. Acele s-au întocmit bani, nu mai trebuie să fac bani pe domeniul public. Nu trebuie să fac bani. Dacă fac bani, vă rog, avea un specialist. Nu pentru domeniul public. Hai să punem la vot. Da. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru... Împotriva. Împotriva. Deci nu este pentru domeniul public ca să ne apărăm. Deci, repetăm încă o dată. Cine este pentru? Ați ridicat mâna toți o dată. Cine este pentru? Mâna sus. Eu am pus întrebarea, dar nu sunt. Ei, partea de-a. Cine este pentru? 13. Sunt pentru, cu condiția că nu este posibilitatea de a-și face pentru menționarea. Nu, dar așa nu s-a menționat, deci, da? Împotrivă. Dacă nu sunt menționești. Abținere. Împotrivă. Deci, doi împotrivă, unul și o abținere. Sunteți împotrivă, domnul Petru? Da. Ca să știu cum motezi aici în procesul. 10 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Păi tot împotrivă. Deci nu mai poți face zi. Da, dar și mie mi se pare aberant. Da, mă, dar e sincer între ei. Aici e problemă. Instanța judecă cuiva la procesul de parte, legea și asta nu trebuie plătit nimic. Se pune numele Consiliului. Da. Oricum, noi vom fi târâți un pic din cauza că ei sunt în litigiu. Până nu se termină litigiul lor, pe noi o să ne tot pasieze mereu. O să vedeți cum o să iasă asta. Nu era vorba de asta. Nu asta era vorba de asta. Ce am să zice asta? Să urma de 1500 de lei. Da, știu ce mai... Haideți că s-a discutat sub punctul. Trece-o la următorul punct al ordinei de zi. Dăm cuvântul lui domnul primar. Nu. Gata, încheiem orice discuție. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre.
felicitări în vederea valorificării tradițiilor locale din Comuna Măsărângă, Zubaclău. Doamnelor și domnilor consilieri, țin să vă precizez că implementarea acestui proiect aduce un aport la dezvoltarea colectivității locale prin dotări, am înțeles, achiziție de costume populare, lucrate manual, care să respecte autenticitatea costumelor populare de pe Valea Taslăului, mai precis Comuna Măsărângă, Zubaclău. După achiziționarea acestea, vor fi păstrate în localul primăriei, iar când centrul de tineret pentru activități culturale va fi edificat, acestea vor intra în dotarea acestuia. În acea locație urmează a se crea cadrul corespunzător desfășurării manifestărilor culturale și sociale ce se vor desfășura în Comuna Mărsănești. Tocmai de aceea este nevoie de acordul Consiliului Local pentru a putea introduce proiectul în vederea accesării fondurilor, în cazul în care acesta ar obține finanțarea autorităților locale, sunt obligate ca pentru o perioadă de 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți, să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției. Întrucât consider că această investiție este importantă pentru Comuna Mărsănești, supun spre analiză și aprobare proiectului hotărâri în formă prezentă. Proiectul de hotărâri privind aprobarea implementării proiectului achiziție de dotări în vederea valorificării tradițiilor locale din Comuna Mărsănești de Zubaclău. Articolul 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului achiziție de dotări în vederea valorificării tradițiilor locale din Comuna Mărsănești de Zubaclău, denumit în continuare proiect în vederea accesării unor fonduri în cadrul măsurii M6-6B, achiziționarea de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial al comunei. Imaterial al comunei. Articolul 2. Cheltuielile aferente proiectului, maxim 5.000 de euro, se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cadrul obținerii finanțării prin Programul Național de Dotare Rurală, potrivit legii. Articolul 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 4. Numărul locuitorilor și operatorilor economici de servicii din proiect, după caz, precum și caracteristici tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii domnului Botezatu Gelu, în calitate de ordonator principal de credite. Articolul 6. Detalierea activităților sociale și culturale desfășurate în Comuna Mărsănești de Zubaclău sunt cuprinse la anexa 2, la prezenta hotărâre. Articolul 7. Proiectul intitulat achiziția de dotări și în vederea valorificării tradițiilor locale din Comuna Mărsănești de Zubaclău prin finanțare de la bugetul Uniunii Europene FDR, măsura M6-6B, achiziționare de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local PNDR 2014-2020 nu va fi generator de venituri. Articolul 8. Aducerea de plinire a hotărârii se asigură de către primarul Comunei Mărsănești, județul Bacău. Articolul 9. Hotărârea se va comunica prin intermediul secretarului Comunei, în temeiul prevăzut de lege, primarul Comunei, biroului buget, contabilitate, venituri și instituție prefectului județul Bacău, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe site-ul acestuia. Domn primar, aș solicita cu acord. Discuție. Nu intru în discuții. Să ne să citească sau să ne să prezinte și anexa 1 și anexa 2, dacă se poate. Da. Dacă sunteți de acord, să o prezentație. Da. În anexa 1. Titlul. Hai anexa 1. Nu am intrat. Da. Titular Comuna Mărsănești de Zubaclău, numărul locuitorilor servit de proiect 4870 de locuitori, conform recensământul populației din 2011, amplasament. Terenul pe care se află sediul administrativ al primăriei Comunei Bârsănești, care se va dota, se află în inventarul satului Bârsănești, Comuna Bârsănești, Zubaclău. Date tehnice ale investiției, suprafață teren măsurată 5.049 m2, suprafața construită 2.700 de m2, 270 m2, suprafața desfășurată 510 m2, clădire pe plus 1 pusiem. Și anexa 2, dacă se poate, da. Care e cea mai importantă în ceea ce privește la achiziția care vrem să o facem noi. Activități culturale desfășurate în Comuna Mărsănești de Zubaclău. Denumirea și descrierea activități. Zilele comune, organizator primăria, zilele școlile din comună, ansamblu cultural artistic Brâu Mărsăneștean, corala Bisericii Ortodoxe Zestre Caracalului, doi sărbătoare Mare Unii și a Unirii Principatelor Programului Cultural, încheiat Mare Unii a domnitorului Alexandru Iacuza, primăria școlile din comună, ansamblu cultural
artistic Brâu Bârsăreștean, corola Bisericii Ortodoxe, zestrea Caracalului. Mărțișorul Bucuria Primăverii, confecționare de mărțișoare ecologice și expoziții de vânzare, școlile din comună și corola Bisericii Ortodoxe, zestrea Caracalului. Tradiții și obiceiuri ale la români, spectacol, concurs, cântece, jocuri populare în zona comunei, Bursănești, școlile de comună, ansamblu cultural artistic Brâu Bursăneștean, corola Bisericii Ortodoxe, zestrea Caracalului. Concurs de desene și pictură pe sticlă. Școlile din Comun, Ansamblul Cultural Artistic Brâu Bârsăreștean, Ziua Internațională a Copiilor, atelier de desen, pictură, programe culturale artistice, primărie și școlile din comună, omagiu dascălui meu, spectacol și cântece și poezii, școlile din comună, Ziua Eroilor, spectacol și cântece și poezii, întinată Eroilor Neamului Românesc, școlile din comună, Ansamblul... Nu, nu, că ăsta se repetă, da. Cine de execut. Colinde și obiceiuri, Crăciun de Anul Nou, spectacol și colinde, prăbușori, tradiții specifice, păitazdăul, capra, ursul și gian. Dacă e bine, nu luăm acest costum, nu zic că nu. Da, trecem la discuții. Eu mă scriu. Poftim. Tocmai de asta am cerut să se citească anexa 2, să se prezinte. Aici avem niște activități, da? Deci le-ați citit, domnul primar, le-ați lecturat pe care, domnul consilier, domnilor consilier și doamna consilier, da? Să respecte aceste activități? Nu, până acum eu zic că am mai făcut din aceste activități. Am făcut în 1 decembrie activități cu copiii din școală. Zilele comune nu s-au făcut. Când am făcut, am făcut. Marea Unie și așa. Și mai este o problemă. Nu, 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 nu trebuie să intrăm în litigiu. Discut așa la modul general, că nu trebuie. M-a spus, nu, nu poate, dar... Nu, să nu credeți că mi se creează mie vreun privilegiu. Am adus artiști, când nu fost la Caracalou, că au făcut atunci, festivalul ăla. Deci, problema este următoarea. Problema este următoarea. La multe activități de aici, mulți consilieri nu sunt invitați, care sunt trecute aici și care s-au desfășurat. Nu. Am zis, nu trebuie să intru în discuții cu cineva sau să credeți că e asta. Dacă noi ați fost invitați toți și n-ați venit niciunul. Bani, au venit, au văzut. Deci, la care sau... 1 decembrie, când am făcut... Au fost invitați, de ce să nu spunem? Bine, a, n-am făcut scrisă. Asta da, corect, n-am făcut scrisă. Am făcut verbală sau pe telefon. Dar... Dar cred că am făcut, s-au deplasat. Haideți să fim serioși. Am făcut zile de Caracalou. Câți consilieri au venit la zile de Caracalou? Câți consilieri au venit la urmă? Ca să fac ziua cu anul, în momentul eroilor, câți consilieri au venit la urmă? Au venit. Sau la focul un sinietru. Sau la focul un sinietru. E o activitate. Exact aceeași trei. Da. Trei. Problema este că, v-am zis, dacă s-ar putea îndeplini activitățile care sunt trecute aici, ar fi una. Așa numai să ne trecem de dragul de a fi trecut. Eu cred că s-a făcut. Când am pus și am pus și din bunarul meu și n-am mai și... Mai vreau să cer o explicație. Poate puteți să ne-o dați și nouă. Ce presupune această mentenanță? Adică întreținerea costumelor până... Efectiv, ce presupune? Ce presupune? Ceva pentru șifoniere, ceva pentru stocare care să fie, știu eu asta. Din an în an curățate sau știu eu la cât timp, dacă după ce se face o intervenție cu ele sau murdărit duse la întreținere, trebuie să știm concret ce se întâmplă cu asta. Da. Pentru că noi trebuie să prevedem un bugetul anual, un buget, o valoare la echivalentul 5.000 de euro pentru această mentenanță. Bine, dar nu e obligatoriu să fii folosit. Asta înseamnă achiziția. Maximare cu 5.000 de euro. Spune așa. Deci trebuie asigurată mentenanța și prevăzut în bugetul local echivalentul sumei de 5.000 de euro. Pentru o achiziție. Mentenanța este tot una cu achiziția, iar noi când ne confruntăm tot felul de cuvinte. Mentenanța înseamnă să asiguri buna funcționare. Mie mi-a spus Ioana de la Val că achiziția se va face de așa manieră încât să ne încadrăm în maxim 5.000 de euro. Așa e, de ce treceți aici? Eu asta am întrebat. Așa este ghidul solicitantului, așa trebuie să sună. Să asigură mentenanța. Mentenanța înseamnă ca un fel, să zicem așa cum ar fi la partea tehnică, un service. Deci achiziție plus mentenanță. Nu, dacă nu vrei, nu vei nu. Nu, eu, doar, eu cer niște lămuri. Cer niște lămuri care nu sunt trecute aici. Dar mi-e păcat dacă sunt de despre genii. Când îi mai bani europeni, sunt luăm. Adică eu m-am zbătut, m-am dus pe la cal. De când? Din 2 ani de zile m-am zbătut pe costurile astea. De luăm.
Dacă dai bani de acolo, e loc. Da. Alte discuții nu trebuie. Nu toate comunele trebuie aici. Am acces la și acum să o luăm pe partea aialaltă. Nu știu eu ce mentenanță poți să faci, de ce... Să presupunem, păi de ce nu zici? Păi nici eu nu de ce zici eu. Păi nu, de ce n-are cum? Deci achiziția cu mentenanța tot să nu depășească 5.000 de euro. Tocmai vreau să v-am întrebat. Păi ca să presupunem mentenanța, asta v-am întrebat. Și mi-ați răspuns, trebuie că vă dați. Vă dau exemplu, mănăstirea Cașina. Achiziționa tot așa. Știu. Da. Am luat și chelegiu, tot. Totuși, ar fi bine să avem grijă și de cetățenii comunii Bursănești, iluminatul ăsta, curentul electric, tablouul ăla care deja în toată lumea în țară... Nu vorbim, nu devenim la subiect. Vorbim la proiect acum, la subiect, la diverse, atunci venim și cu toate cele. Alte discuții, dacă mai sunt la acest proiect. Cine o să aibă grijă de costume? Cine le tăi? Cine le ia? Nu e persoană, de semnă. Deci comunal Bursănești mai avut costume pentru plug, pentru astea și nu mai există. Știți ceva de Petru? Eu am fost plug, am avut costum. Deci cât ați fost dumneavoastră, știți ceva de Petru? Nu mai sunt costume, respectiv. Haideți, cel mai vechi din comunal Bursănești care e între noi este domnul Petru. Deci de când este dâns? Când am venit eu, nu aveam nimic. Eu n-am auzit. Eu am purtat costum când am stat în grup pe vremea aia, am purtat costum. Câți ani aveți? Vă aveam 16 ani. Să nu uiți că a fost ceva pe vremea lui. Da. Costumul era după ce am fost deodată. Așa este. Primăria Bursănești a avut costum. Dar eu nu am ce să-mi. Dacă vorbim toți, nu mai înțelege nimeni nimic. Nu, el a spus întrebarea, am spus-o. Deci, să punem la vot ca să aprobăm proiectul, dar să rămână în postul. Deci, dacă mai sunt discuții pe subiect. Cine a fost în primărie atunci, cine a fost responsabil, le-a dat cu ea vrut și s-a dat pe ea. Poate s-au dus la revoluție. Dacă erau pe subiect, nu sunt mai vinovat pentru ce au fost. Nici unul nu mai este în primărie din vremea în ce au fost. Dar le-au luat ăștia la revoluție, nu vedeți. Bun. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? În totalitate. Dăm cuvântul lui domnul primar pentru a prezenta ultimul punct al ordinii de zi. Raportul Compartimentului de Specialitate la proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venit și cheltuieli ca anul 2019, subsemnatul Gabriel Ion, inspector superior contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bursănești, va duce la cunoștință în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale, numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanță de urgență a Guvernului, numărul 63/2010, adresa numărul 1541/26/2019, privind primită de la AGP Bacău, care și înregistrată în scrisoarea noastră sub numărul de 3289/6/9/2019, propune rectificarea bugetului de venit și cheltuieli în suma de 9.000 de lei din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraș, municipiul, alocate din ordonanța de guvern numărul 12/2019. Este vorba de suma de 9.000 de lei, care am primit-o de la din sume descentralizate din TVA și le-am dus la bunul de inventar. Dacă se vede acolo. Discuție. Aș propune să mai ia niște scaune aici. Asta vreau, dar să lumez toată la asta vreau. Altceva? Da, scaune și trebuie să vătăm, dar văd că sus acolo mai făcut un birou pentru camera agricolă. Dacă încep cu legile fondului funciar, iar și cu ce au ei acolo cu hărțele alea mari, chiar nu pot să fac un birou acolo. Să facem și acolo un birou, un birou, ceva, o masă mare, se poate să deschidă toate. Dar nu se face și de lucru. Dar alte discuții. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim în totalitate. S-a epuizat cele 5 puncte ale ordinei de zi. Trecem la diverse. Și o să începem de la domnul Petru. Nu avem. Ani.
o problemă cu care am discutat zilele acestea, domnul primar, problema apei. Problema apei. Chiar este o problemă. Care? Apei. Cotizăm de vreo 2 ani de zile de când știu eu la ADIM și văd că tot pe locul 16 suntem. Nu a constatat nimeni faptul că, începând de la Guraveli, la intrare în sat și până la Glodosul, 3 sferturi din sat e fără apă. Noroc că plouă azi noapte. Ce-i de făcut? De urgent al lucrării. Asta eu am ridicat-o doar pe Bârsănești. Nu vreau să mă gândesc și la celelalte sate din prejur. Mi se pare o glumă. Până la gaz, până la canalizare. Apa, cred că e un element destul de esențial. Dar nu există apă fără canal. În prima dată faci canal, după aia... Neacosică. Deocamdată lumea nu are de unde să ia apă de băut. Deocamdată. E o problemă la care trebuie gândit și care trebuie făcut ceva. Proiectul de hotărâre, când a fost făcut, dacă mi se permite, când am ajuns că eu trebuie să încerc tot timpul permisiunea din ziua cuvântului, o cer. Proiectul de hotărâre a fost întocmit, din câte cunosc o parte sau din câte mi s-a prezentat, care pentru Comuna Bârsănești, în perioada 2014-2020, trebuie implementat proiectul apă-canal. Și ce mai era acolo? Nu mai apă. Nu apă? Parcă zic. Iar până în 2040, dacă mi-aduc aminte, prin ADIB, din 2010, proiectul care au aderat la sistemul integrat comunele, care au, dintre care și noi, se finalizează în 2039 sau 2040, cam așa ceva, parcă rețin, care prevede acolo apă, canal, așa mai departe. Deci, ultimele... Problema este următoarea. Colegul nostru, pe bună dreptate, așa este. Este o problemă cu apa potabilă peste tot. Totuși, așa cum spune dumnealui, noi am aprobat un proiect ca până în 2020, măcar satul Bârsănești să fie, să zicem, să aibă apă, să fie racordat la rețeaua de apă potabilă. Ce se întâmplă cu proiectul? Noi, tot ce ne s-a cerut, am dat. Inclusiv, dacă știți, am făcut... Am concesionat terenul, am scos o grămadă din bani din bugetul local, am plătit terenuri. Da. Am făcut o grămadă de proiecte. Da. Bine, proiectant. Bine, ce-ar scuze că, v-am zis, am ajuns că trebuie să discut foarte academic cu dumneavoastră. Așa că trebuie să discut foarte academic. Nu nicio problemă să discut. Dar în 2022 ar trebui să fie gata, adică, de asta zic, cum spunea colegul, noi am aprobat până în 2020 să fie gata acest proiect. Cred că avea proiectul gata în 2020. Noi sperăm în 2020 să fie gata proiectul. Da, este foarte scris. Ce decizii noi am făcut cadastrul? Deci cine s-a cerut? Noi le-am dat la timp toată. Tot ce decizii s-a făcut. Asta în privința. Bani de la Uniunea Europeană, sunt o grămadă de cerințe. Mereu vine mai vreme aia, mai vreme aia. Noi n-am avut niciodată probleme, le-am făcut. Am întârziat un pic cu terenurile. Am întârziat din cauza că care noi n-am avut nici măcar un metru ca să nu cumpărăm sau nu. Deci nu are Comuna Bârsănești. Nu are. Asta e situația. Dacă inclusiv din inventarul ăsta de astăzi, că am întors, el a trecut și acele terenuri. Dar să spuneți că nu este acordat. Nu e nicio problemă. Păi nu, l-actualizăm. V-a spus în octombrie, noiembrie. Deci a trecut inclusiv pe ăla. Pe ăla nu l-a făcut. Da. Ok, trecem peste. Da. Ani mai aici, da? Eu, ce să zic, pe zona Albele ar mai trebui puși cei de la ajutorul social să taie sau să toaletez vegetația forestieră care este pe interasamentul drumului. Și intervenit un pic și la drum, dacă tot suntem pe aceeași temă, ce-am să zic, că intervenim peste. A plouat un pic, e bine, cred că se poate interveni un pic. Tot sol. Da, acum s-a dus tot sotul pe oameni și a spus bine, un bun lucru grele, un bun lucru grele, un bun lucru grele, să zicem ceva. Acum tot s-a mâiat un pic că se poate interveni, s-a menționat foarte bine până acum, dar de așa se cunoaște altul, da? Deci e ocazie, acum că a plouat un pic, e moară, se poate interveni. Da, domnul Lanță, mai aveți ceva? Atât. Mirela. Problema cu iluminatul public este zona de la intersecția care duce spre biserică, partea la deal cu casa parohială. Da. Deci acolo când, de exemplu, așa au bătut vântul și au fost ploaie,
s-o luat ea, sare mereu. Eu i-am spus și lui reprezentantul care a fost, o mai ridica siguranța, să verifice toate rețele. Și tot așa, toaletizat, pe zonă, pe aici, de la Mușăt, de la școală, prin Mușăt, cum îi zicem noi. Da, da. Așa. Și în balastul ăla care se pune pe vârful Găleanului, pe uliță, pe la voi, cu... Da. Cam asta. Eu ar vrea să-l întreb, domnul Cosel, dacă vrea să-mi răspunde la o întrebare. O hotărâre judecătorească, cât are calitatea depunerii în execuție? E stabilit în conținutul hotărârii sentinței civile. Adică, ca să mă așa, în sentința civilă, în, la finalul, după ce se termină dispozitivul, se spune hotărăște, spune instanța, hotărăște. Și acolo spune ce hotărăște instanța. Acea instanță stabilește acolo un termen pentru calea de atac. Dacă acel termen nu se exercită pe calea de atac, care este ordinară sau extraordinară, cum e stabilită în codul procedurilor civilă, rămâne definitivă și irevocabilă. Din momentul în care a rămas definitivă și irevocabilă, trebuie pus în aplicare. Ați înțeles? Haideți să vină o completare. Vine o completare. Dacă nu s-a pus în aplicare, cât timp e valabil? Dacă nu s-a pus 10 ani în aplicare, cât timp e valabil? Iar rămâne valabilă permanent. O se, iar ca să facem așa o paralelă, o hotărâre de judecată este aproape ca și o lege. Este aproape ca și o lege. Ca să mă înțelegeți, vă dau o speță. Deci, o hotărâre de judecată ține loc de act de proprietate, de exemplu. Corect. Ei, la asta am putut să ajung. Dacă, de exemplu, instanța hotărăște și spune... Doamna secretară, eu am spus când ne cu sentința civilă definitivă și revocabilă în mână. Nu discut din căi de atac și că avem apel, recurs, contestație în anulare, recurs în interesul de stăție de atac. Am înțeles. Altă problemă, dacă aveți. Ar ruga pe domnul primar, de la Bunavăie, de jos, unde a fost școala, să luați leagul ăla sau ce acolo. Atâta discuție este când am străcat școala, s-a făcut de ăsta și s-a dus. Dar tot consilierii de aici au vrut leagul acolo. Au vrut, dar uite cât e ăsta discuție cu localitate. O să mai fi cătric. Noiembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. În martie sperăm să ne apucăm de clădiri. Și dacă ne apucăm de clădiri... Bine, iarna și vă mai folosești. Da. Deci, eu asta. Și o altă propunere așa. Avem o mașină mare, pentru că a trasat drumul, a gornat drumul cu linia asta noastră, la Bărăgan acolo, să mergem cu o mașină mare cu prelată, să vedem dacă nu cu ăla al atinge sau nu al atinge. Pentru că circulația mărsănește din groază. Jos acolo? Jos. Nu îl atinge. Mai degrabă îl atinge ăsta de aici, de la Mitică din poartă. Ăla nu-l atinge. Am mers în spate la un camion și din față venea o mașină, m-a trecut perfect. Deci perfect, dar ai senzația. Ai senzația. Și te ferești, da, da. Da. Încă dacă mi-aduc aminte, cred că era un metru și ceva. Știți ce? Eu urmăresc să nu fii plecat pe pomul, da, la Bărsănești, da, chiar dacă drumul, da, nu te la voi la Bărsănești. Eu fiind plecat, da, deci ai senzația că dai aia și două. O să trai strânga și intra pe contrasens, da, la cel care nu urmă. Da. Da. Cam atât. Da. Cum am discutat și data trecută, ATIP. Deci, nu este un program și deja a început să scoată mașini. Deci, mașina de șase a elevilor care lucrează la schimb, care învață schimbul 2, cum să zice. Deci, școlile nu pot să aibă numai să ducă dimineața la școală. Deci, se duce și după masă. Deci trebuie să fie mașina la 11 care îți duce elevul și care să vină cu 6. Deja a scos-o. Plouă în mașini. Deci aseară am venit cu mașina, deci ploua că acum curge pe un burlan. Deci, cum ar curge pe un burlan? Chiar filma cetățenii de mașină, filma mașina respectivă. Deci curgea. Păi cum? Duc copilul să-mi îl pun în cap, să-l duc la spital? Da, e vorba de mașina cu fărică. Da, am vorbit. Așa e. Omul a pus din buzunarul lui de chiar astăzi, dacă am discutat înainte de a veni aici cu el, a pus de 30 de lei, de 300 de lei vechi, au luat silicon,
Da, i-am propus eu șoferul. Nu-i vinovat șoferul. El e angajat. El conduce ceea ce îi cere. I-am propus eu un singur cont. Dar mașinile, de ce care cetățeni, oameni. Deci, eu nu înțeleg cum poate să circule asemenea mașini pe drumul public la oameni. Dacă intru peste tine, de ce am adus discuția de șofer? În faptul că cineva el l-a înjurat. Deci nu este mașina lui personală ca să... El și-așa pune din buzunar. Săptămâna trecută i-a predat poliția. Nu e o scuză, că șoferul n-are nicio vină. Pe mine mă interesează firma să-și aducă mașini corespunzătoare, corespunzătoare să facă traseul. Deci nu vine și licitează cu autocarii și au adus niște cuști, pur și simplu. Am înțeles. Dar șoferul deci, este obligat prin legii, nu pleacă el fără frână, nu pleacă el fără direcție. Exact. El trebuie să zice, bă, nu plec în curs. Asta e mașină, plouă ea, și după cât am înțeles, după cât am înțeles de la oameni, nu știu dacă e corect, că șoferul nu vrea să mai facă cursa respectivă, că nu-i bănoasă, că nu, dar n-am înțeles. Deci, trebuie respectate toate programele, toate cursele care au avut 5 jumate, 7, 7 jumate, 8, 12 jumate, 3 jumate, 6 jumate, 7 jumate, 11 jumate, deci cum adică nu mai respectăm cursele? Pe cursa respectivă, o treci pe hârtie. Adică facem numai 5 convine și când îi convine, dacă e bun la mai face cursa sau dacă nimeni merge la mai face cursa. La altele nu mai face din 3 ani curs care o are. Păi dacă tot reduce cursele, să este tot după... Fără dus la laboratorie, nu se duce în loc, la Noi am făcut reclamații, inclusiv am sunat din mașina care era pixită, n-avea loc să arunci un ac. Am sunat la Consiliul Județean la doamna Bărnă. Trebuia să sun la 112, să vii poliția să iei... Ăla amendează pe șofer. Da. Deci asta e singura măsură care se ia. Șoferul ăla vrea să dă după toată lumea acasă, că fiecare vrea să ajungă acasă. Așa este. Altă problemă. Deci, eu nu vreau mașina să fie cumulată Caraclou, Bârsănești, să treacă dealul pe, la Frățel, acolo, în curba aia. Păi eu nu știu, iarna cum să circul acolo. Iarna. Păi cu ei convine copilul iarna să ducă de râpă sau eu ca să mor acolo, în curba aia? Stimați colegi, dar ați discutat despre condiții tehnice, dar nu-i trebuie iarnă, e vară. Dacă condițiile tehnice lasă de dorit la un asemenea mijloc de transport, da. Nu trebuie să fie iarnă, de ajuns și vară, că scapă frânele, se duce cine știe unde. Tot asta vreau deci să aduc. Deci Caraclou trebuie să aibă mașina separat. Vreau să completez și eu la ce a spus colegi, am ascultat cu mare atenție, vreau să completez și eu. Așa este cum spune și domnul Georgescu, șoferul are o obligație de a nu pleca în cursă dacă are probleme. Problema este că știm cu toții cum sunt societățile de transport și cum spunea și ceilalți colegi, vis-a-vis de o bucată de pâine ca să o câștigi, accepți orice. Mă refer ca și angajat, mă refer la șofer. Problema este și la noi la Brătești, că pe acest subiect vreau să discut și eu puțin, și la noi la Brătești este aceeași situație și este aceeași firmă de transport. S-au redus, am înțeles că din lipsă de autobuze, din mijloace de transport, și acolo s-a redus la o anumită oră de dimineață și la fel elevii erau obligați cel puțin să meargă cu vreo jumătate de oră, poate chiar mai bine, cu un alt mijloc de transport mai devreme. Da, așa. Așa, asta era problema. Și aceeași problemă este și la noi. Ca soluții, eu zic așa, din punctul meu de vedere ca o opinie, ca soluții ca să rezolvăm această problemă, trebuie să ne aplecăm, deci cel care, așa spune și în lege până la urmă, cel care face o propunere, trebuie să facă un proiect de hotărâre, mergem cu el, adică adoptăm aici un proiect de hotărâre, mergem frumos, sesizăm. Dacă acum am înțeles că se licitează la nivel ministerial, trebuie depus acolo sesizare. Nici telefonul nu vă va rezolva problema, nici nu știu ce alte convorbiri, discuții da. Libere și așa mai departe. Nu va rezolva problema. Singura problemă trebuie să facem sesizare, reclamați sau cum vreți să o denumiți, mers la nivelul unde se acordă licitația, cu probe, cum a spus colegul, filmări, știu alte documente doveditoare, semnături, și mers, domnule, la autoritatea emitentă care dă licența de transport pentru astea, pentru că are dreptate colegul Vărlan când spunea. Ei licitează cu un tip de autobuze ca să câștige punctaj în fața altor operatori de transport, așa, și după aceea ei în teritoriu lucrează cu ce au. De fapt, aceste mașini, dacă stăm și în, dacă ar veni să facă un control, dar și acolo se face controlul
cu ghilimele de rigoare, de către autoritățile statului și nu retractez ceea ce spun, și trec ca neobservate și ele sunt defecte, mi se frică să te urci în ele. Pericol public. Asta este realitatea în care trăim acum. Problema asta așa s-a rezolvat. Pentru că ei țin un stoc de mijloace de transport, școala licitează așa și depunctează pe oricine se duce. Intră în concurență cu el. Și asta este toată. Asta pe subiectul ăsta, dacă am intervenit și eu. Comunal Nicolae Băcescu, au scăpat de firma asta, au făcut contract cu câteva microbuze. Cine? Colectiv de oameni. Dar am discutat la ședința trecută când am spus. Dar noi, Consiliul Local, n-am aprobat. Am spus că nu se aprobă. Noi, Consiliul Local, nu avem nicio atribuție. Cum au obținut? Da? Aduceți... Nu, cum au obținut? Așa se poate semna contract, dar între orele și nu în stațiile în care este cel cu licență. Da. Și ce? Asta se poate face. Ca să le numesc. Dar nu știu dacă poate fi, dacă a făcut primărie. Deci, lăsați, dacă nu mă lăsați termine vorbită. Deci, oamenii s-au unit cu toții, da? Au închiriat microbuze, eu închiriez pentru 20 de persoane, Nea Georgescu pentru 20 de persoane, au venit și oamenii s-au discutat în toate satele comune, oamenii s-au urcat numai în mașinile respective. Și a rămas iar cei lanți mergeau, vinea și mergeau cu zero. Avem un exemplu albele cu copiii. Da, da, asta este societate de transport care a participat la licitații, mi se pare, pe albele. Nu, nu dau numele ca să nu... Da, dar el merge în regim închiriat. Corect, dar a licitat. Tu, ca să poți să faci acest este, trebuie să licitezi ca și cursă specială sau trebuie să participi la licitații. Deci, ai dreptul să închiriezi. Nu pentru transport public de persoane. La ocazional, pe bază de dată. La ocazional, da. La ocazional. Domnul Costa, trebuie făcut ceva, domnule, să scoate din pasul ăsta. Discuția cu doamna Văbuț ne-a recomandat să strângem semnături de la oameni și să ne prezentăm la Consiliul Județean. Să este autoritate care poate să facă ceva? Este. Dacă are autoritate, eu am întrebat, am mergem înțeles. Mergem în ședința Consiliului Județean. La nivel ministerial. Deci, mergem în ședința Consiliului Județean. De ce ei au făcut? În 2010 s-a făcut la nivel de Consiliul Județean. În 2014 s-a făcut la nivel de Ministerul Transportului. Știu eu. În 2019 trebuia să se facă ea sau în 4 ani. Atât licență de 2020 pentru mașinile de elect. Da, ce e Ministerul Învățământului de vârstă. Nu are nicio treabă. Treaba la Ministerul Învățământului. Nu se fac. Ministerul Învățământului nu are treabă. Să merge sub forma de închiriere. Da. Cei care fac curse ocazionale și ei sunt licențiați. Pentru curse ocazionale și pot lua. Ei au și ei niște atribuții. Trebuie să aibă un tabel cu fiecare care îl transportă cu serie număr. Sunt mai înainte, da? Eu sunt 20 de persoane. Da, corect. Sunt mai înainte. Da, dar într-un fel, așa cum să vă zic eu, nu este o situație specificată clar în lege. Dar din punct de vedere legal, din punctul meu de vedere, este ilegal această măsură. Este un transport public de persoane. Cursa ocazională presupune cu totul altceva. Da. Nu presupune transport de persoane, de elevi, de nu știu ce. Dar totuși este portița pe care se... E o portiță de scăpare a legii. Exact cum este autorizat. Exact. Autorizat în trageleași condiții. Corect. Bine, doamna ei nu este ocazională, este organizată... Păi nu, 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 nu sunt ocazională. Sunt din cadrul instituției, asigură transportul, este altceva. Problema că nu mai există, nu știu dacă mai există o firmă care să aibă capacitatea să asigure, pentru că nu se poate să ia, ăsta e un pachet total și când dacă vrea să le ia, să le ia pe tot. Și nu cred că mai există, toată Moldova nu mai există, așa, Codreanu nu înțeles că nu mai este interesat. Și nu știu dacă mai există o firmă care să-i facă concurență. Deci, dar trazei, sau știu eu, trebuia să-i facă comunele din zonă. Licitația nu se mai ține litigiu acum, și deci încă 5 ani sau... Nu știu, că știu că când am licitat a vrut să renunțe la traseul altfel, că ăștia și nu s-a pornit. Acolo a fost un joc între Transmoldova și ei. Au avut prima oară niște propuneri, nu știu, să rămână ei. Și până la urma urmii, a ajuns la concluzia că n-are cum să bage Transmoldova pe ruta asta dacă ei o obținut pentru toată. Da. Aia au fost cu oamenii. Deci păi da, ei putem să-și trag, că spunea, eu merg fără altfel. A zis și nu le s-a acceptat. Da, putea să meargă pe varianta asta. Nu, nu le s-a acceptat, pentru că e pachetul care trebuie să le ia. Da. Da. Și să închei și eu. Eu n-am. Vreau și eu să... Da. Mai eram noi doi. Mă
Noi doi ne-ați uitat, ne-ați exclus. Domnul mai vrea. Domnul mai înainte și-a prezentat. Da, mai vrea domnul. Deci nu, eu am făcut un argument la de problema cu transportul. Domnul Miron e așa, unul de aici, unul de acolo. Unul de aici, unul de acolo. Eu vreau să pun în discuție, domnul primar, că tot am discutat și cu domnul coleg consilier Bornichi Florin. Am înțeles că de la școala Brătești cu pare și cu scândurile alea au fost achiziționate de către persoanele din comună, să zicem, din sursă privată au fost achiziționate. Eu nu am știut proveniența lor, nu știu care... Nu trebuie să mi le dați, doamne frește, nu. Dar apar discuții la nivel de sat. Apar discuții la nivel de sat. De la școala, când se reconstruiește gardul de la școala Brătești. Și acolo, deci s-au scos așa. Nu este o problemă și nici nu este o valoare, dar să eliminăm. Discuții. Eu am înțeles, colegul, uitați, el este în măsură, că el a și jucat fotbal, eu mai puțin simpatizam fotbalul. Deci, să explic. Deci, de la Sărbăluț, de la magazin, până la teren, cum am explicat înainte de ședință, așa, a avut, era director domnul Balcan. Da. Și prima dată, noi, ca să ne accepte să facem gardul la fotbal, că era din scândă și era vai de capul lor, domnul Tănaru, poate știți cum era, așa, cu condiția, vă apucați acolo cu gardul, noi am făcut, noi, cetățenii de sat, deci nu aș da nimic. Așa, după aia ne-am apucat de acolo, de la Voicu, de la Lina, la deal. A luat doi pași la ceala, doi de la ceala, până țara am ajuns până la stă, cu electric, la ăsta. O dat, care o dat doi, care o dat unul, patru. Fiecare patru. Da. Și ieri s-a discutat, am auzit de asta, mi-a zis cineva, bă, că te-a înjurat, că nu știu ce, dar de ce? Păi că, de ce a luat pare de acolo? Că s-a satului, s-a nu știu ce. Și eu am contribuit, eu nu pentru asta. Dacă să folosească tot în folosul comunității, e ok. Tot eu dat oameni. În folos, că domnul e nicio nu mai marca asta. Dar problema e simplă aici. Problema este de urmă. Haideți să vă dau un exemplu. La Albele, unde s-a stofat podul, ați văzut, tot din țevi din astea recuperate, am bătut țevi, am pus bolovanii, tot în domeniul ăsta le folosim, la un pod, la un orice. Domnul Bici, cetățenii sunt indignați că nu se folosesc în satul nostru. O să se folosească în satul nostru, dar dacă asta e problema, esența problemei, nu? Eu am spus din punctul meu de vedere, așa cum a zis și domnul Bornic, și am spus că am vorbit cu domnul primar. Domnule, să fie folosit când este necesar, să nu dispară. Asta este esența. Și ăștia de la terenul de la Bărsănești, care i-am scos, sunt frumos toți aici, sunt supravegheri, nu ia nimeni. Și folosim tot în interesul. Da, m-am zis, întrucât cetățenii din satul Brătești își arogă dreptul că sunt achiziționați din banii lor, vor să fie folosit. Tot în comunitatea respectivă. Cea mai donație. Majoritatea sunt decedați. Dar mai înțelege cineva dacă intrăm în seara? Care e donat. Dar scris divers. Costele, cea mai bună de tot îți spune împărțând pe capte locuitor bucățe de lemn. Eu vreau să spun partea legală, dar așa. Partea legală știți care este? Este ca un fel. Dar ce nu s-a documentat. Nu eu. Dar ce este ca o donație, a trebuit să intre. Dar ei sunt în inventar. Eu nu știu care au fost atunci înțelegerea între domnul director de atunci. Ei apar în inventar. Deci gardul apare toată logica inventar. Sănătate, nu avem ce faci. Păi apare inventar, nu e o mandată. Eu v-am dat o să faci. Nu vreau să fac lădiții pentru material antiderapant. Nu sunt împotriva. Eu am dat o lămuriri. Și este ce din satul Brătești la școală să facă focul. Și eu le-am explicat eu la Dumnezeu, de asta am. Bă, da. Dar trecem la mai departe. Gata, am sală la noi, așa o discutăm până noi. Lucian. Nu, eu... Să terminați. Și... Ce... Da, domnul să și eu. Domnul Blana, da, pe modelul 2 de acolo e sal ce a ieșit în... Am văzut-o ieri. Da, de curățat. Și aici vă propun, vin cu următoarea propunere. Am văzut că se practică și la alte comune. Haideți să desfășurăm ședințele pe rând în fiecare localitate din comunie. Wow. La școlile din școală. Da. La școală.
școli. Să nu-i prea mult. Cu ocazia asta, putem merge. Putem merge și vizităm tot satul și vedem exact situația în fiecare sat. Noi vorbim aici la habar, n-avem despre drumul ăla, tot drumul ăla. Dar știm consilierii care îi vizităm. Dar trebuie să știm toți, că toți aprobăm. Eu zic că este ce am văzut la multe comune, uitați-vă pe internet și le găsim, că se practică. Ca ședințele se desfășoare în fiecare localitate. Dar Brădosul unic, îi băgăm să facem ceva. Nu Brădosul, comuna Brăsăne, Mărțelești. Dar unde e supăsul la chestia? La Curavoie, face scăpinul de la Curavoie și duce la Curavoie. Brădosul de Curavoie, Mărțelești. Este o propunere la domnul președinte, dar ce se întâmplă dacă faci ședința, proiectul local la tău, o să vină cetățenii și poți să desfășoară ședința. O să înceapă iară, o să înceapă. Cetățenii să înscriu. Vin doar cetățenii, îi luăm poliția. Cetățenii care să înscriu, atât. Vorbiți, domnule, vorba administrativă, au dreptul să asiste orice cetățean care locuiește în area unității administrative teritoriale. Oricine poate să vină. Cu condiția să încap. Corect? Și am mai fost cu ocazia asta, nu încarcă și tot ce cu toți cetățenii. Domnul Vlad, v-ați propus, o să votăm toți, adică eu nu o să votez, dar mă rog, o să votăm toți. Dacă sunteți de acord? Da. Eu o propunere care s-o mai discutat.